Conform prevederilor legale în vigoare, zilele de luni 30 noiembrie și marți 1 decembrie sunt declarate zile libere. Pentru cazurile de urgență, în 30 noiembrie și 1 decembrie va fi program special pentru înregistrarea actelor de deces la compartimentul stare civilă DEVA între orele 10 și 13. Spre deosebire de anii trecuți, din cauza pandemiei și a restricțiilor impuse cu scopul împiedicării răspândirii virusului COVID-19, anul acesta în județ nu sunt organizate manifestări în aer liber, nici de Sfântul Andrei și nici de Ziua Națională a României. Doar la Deva a fost aprobată organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naționale a României, la care nu au voie să participe mai mult de 100 de persoane. Ceremonia nu va dura mai mult de o oră, se va desfășura fără public, iar oficialitățile vor purta obligatoriu mască de protecție.